Acum o să mergem într-o structură logică și dacă Andrei a ridicat mingea la fileu și ne-a pregătit de a face cheltuieli și ne-a anunțat Black Friday-ul, Sorin o să ne povestească puțin cum ținem banii ăștia. Okay. Bună seara! Numele meu este Mitran Sorin, project manager pe proiectul Virtual Cards. Câteva cuvinte despre proiect. El este dezvoltat de către firma ActiveSoft. ActiveSoft, care mai deține în portofoliu și alte aplicații, precum Ziarecom, Sfatul Medicului, 220, Fortuny. Înainte, practic, de a începe prezentarea aplicației, aș vrea să vă întreb câți dintre voi țineți carduri de fidelitate sau câți dintre voi aveți carduri de fidelitate prin portofele sau genți sau eu știu. Ok. Acum, câți dintre voi le țineți în telefon? Ok. Bun. Vă întreb asta pentru că, practic, acest proiect s-a născut tocmai în ideea de a elibera portofelul de toate cardurile acestea de plastic și de a le transfera, practic, în telefon. Aplicația Virtual Cards este gratuită pentru utilizatori. Ea poate fi downloadabilă de pe Google Play și App Store și facilitează transferarea cardurilor de fidelitate, dar și emiterea cardurilor de fidelitate de la comercianții din România prin telefonul mobil. Câteva date. Aplicația practic s-a născut anul trecut, la sfârșitul anului 2013. I-am dat drumul într-un format beta pentru a vedea reacția publicului. A fost de succes și practic la începutul anului, în martie, februarie, am lansat-o în forma finală, într-o formă finală, pentru utilizatori. De atunci până acum am depășit 100.000 de instalări pe Android și pe iPhone. Sunt undeva la 250.000 de carduri înregistrate în aplicație de către români și nu numai. Plus, bineînțeles, ofertele comercianților parteneri Virtual Cards, care, în fine, sunt destul de folosite, vizualizate. Cum se întâmplă, practic? Luăm un card de fidelitate, este foarte simplă aplicația, o să vedeți dacă aveți curiozitatea. Este foarte simplu de utilizat pentru orice user. Este în limba română, în primul rând. Nu este o aplicație în engleză sau în franceză sau în alte limbi. Selectăm comerciantul de la care avem cardul de fidelitate. Scanăm sau introducem manual în funcție de cardul respectiv. Sunt carduri care au doar un cod de bară, sunt altele care nu au decât un membership, member ID. În funcție de cardul respectiv, îl selectăm din listă, adăugăm sau scanăm codul de bare și avem cardul de fidelitate, îl transferăm practic în aplicație. Însă, avem și situații în care nu avem card de fidelitate la, nu știu, o farmacie sau la un anumit comerciant și de fiecare dată ne lovim de întrebarea aceea de la ghișeu în care aveți card de fidelitate, vreți să vă faceți? Și în fine, ne dă un formular, trebuie să-l completăm, pierdem timp. Cu aplicația Virtual Cards puteți să vi le emiteți direct, fără să mai stați să așteptați. Pur și simplu completați câteva informații, nume, prenume, adresă de mail, câmpuri pe care le cere basic comerciantul pentru a vă crea cardul de fidelitate. După cum vedeți, este destul de simplu. Este chiar foarte simplu de creat cardul și se poate folosi pe loc. Pe lângă cele două posibilități ale aplicației de a scăpa de cardurile respective de plastic, sunt comercianții înregistrați în aplicație care au oferte speciale pentru utilizatorii Virtual Cards. Există o zonă destul de folosită în aplicație, se numește oferte, și în fiecare zi tot apar oferte diferite de la comercianți.
care sunt accesate de utilizatorii noștri. După cum vedeți, sunt 4 taburi. Ofertele pot fi selectate în funcție de categoria dorită. Putem să căutăm o anumită ofertă, pur și simplu dăm un search. Sau vrem să vedem ofertele din zona noastră, pe anumită categorie. Tot aici putem să ne salvăm, dacă, eu știu, avem timp, da? Sunt într-o perioadă în care vrem să... Aplicația e destul de user-friendly și derulăm oferte. Dacă vrem să salvăm din ele, putem să apăsăm pinul și le vom avea în tabul salvate. În situația în care, eu știu, vedem o ofertă și dorim să aflăm practic unde se află comerciantul respectiv pentru a beneficia de ea, există posibilitatea de afișare a rutei, ne calculează, ne duce exact practic în magazinul respectiv. Iarăși foarte, foarte simplu. O altă funcție foarte importantă, pe baza căruia noi am și dezvoltat aplicația, este aceea de feedback, feedback-ul utilizatorului. Este și a fost și este în continuare foarte, foarte important pentru, atât pentru noi ca și aplicație, cât și pentru comercianți. Practic, pe baza acestor feedback-uri primite din aplicație de la useri, am creat noi facilități sau am ajustat anumite lucruri. Câți dintre noi nu ne-am dorit, practic, să fim ascultați de celălalt care produce acea aplicație? Sau, în fine, cei care ne-am dorit, practic, să ne spunem părerea și să ni se răspundă destul de rapid. Noi am creat, practic, această opțiune, atât pentru noi, ca și aplicații, dar cât și pentru comerciant. Nu de puține ori am fost în situația în care am mers la un magazin sau, în fine, ne-am întâlnit cu un comerciant care, unde am avut de făcut o sugestie sau de multe ori o reclamație mai degrabă și ni se punea un caiet în față și ne punea să scriem nume, prenume, ce problemă am întâmpinat, dacă vrem să facem chestia asta, să pierdem timp. Prin aplicație nu mai pierdem timpul, pur și simplu scriem feedback comerciantului. Comerciantul are o zonă în care se loghează, un CRM al său, iar persoana in charge, care se ocupă de aceste și gestionează mesajele utilizatorilor, răspunde destul de rapid, direct utilizatorului. Nu este un forum, este pur și simplu mesaj to mesaj. Mesajul utilizatorului vine sub formă de notificare și de obicei se întâmplă în maxim 48 de ore. După cum vedeți, în partea stângă, pe lângă mesajele comercianților, vis-a-vis de feedback, sunt și anumite oferte trimise de aceștia, lucruri care, în fine, utilizatorul are posibilitatea să și bifeze o opțiune de notificare în care să primească aceste oferte comerciale de la comercianții favoriți. Există o altă opțiune, lista de cumpărături pentru useri, prin care ei își pot completa manual o listă înainte de a se duce la cumpărături, dar totodată o pot și rosti prin opțiunea de microfon. Iar mai departe o pot share-ui cu persoana dragă. Nu de puține ori, pe frigider ținem un post-it pentru soție, pentru soț, în care spunem ce avem de cumpărat în ziua respectivă sau în zilele următoare, sau trimitem SMS-uri. Aici pur și simplu facem lista, ne logăm pe cont, pe Virtual Cards, ne creăm lista și o șerim cu persoana dragă pentru a bifa lista de cumpărături, pentru a cumpăra. Spuneam înainte că comercianții au... Pe de altă parte, au o posibilitate de a trimite aceste răspunsuri la feedback-uri, dar au și o platformă a lor unde își pot vedea și gestiona ofertele
cardurile virtuale create și statistici vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat cu ofertele acestora. Practic, Virtual Cards oferă, creează această punte de comunicare între comerciant și user. Singurul lucru care mai e aici de spus este că comerciantul are practic la îndemână toate tururile necesare pentru a comunica cu utilizatorii săi. Are posibilitatea de a trimite notificări, posibilitatea de a trimite SMS-uri, de a trimite newslettere, de a-și crea diverse programe de fidelizare prin card virtual sau cupoane, în funcție de ceea ce îi se potrivește mai degrabă comerciantului. Nu am pus o barieră în chestia asta. După cum vedeți, este aici practic sunt ofertele afișate în timp real de către comerciant și care se pot orice modificare practic făcută de către el în sistem se vede practic în timp real pe aplicație. Ok. Aș vrea în continuare să vă arăt un clip de la unul din partenerii noștri în care practic vom demonstra ceea ce se întâmplă la casa de marcat cu aplicația noastră, Virtual Cards.